Stăm înainte Ta, Împăratul Slavei, și cinstim numele Tău, Te preamărim, pentru că e singurul vrednic să primești lauda și slava. Doamne, ne-am strâns în locul acesta, pentru că înăuntru nostru este o nevoie, nevoia de a auzi vocea Ta, nevoia de a Te cunoaște mai mult. Doamne, Te rugăm pe toți aceia care suntem în locul acesta, călăuziți de alte nevoi, mă rog ca Duhul Tău cel Sfânt să ne cerceteze, să ne ajute să ne întâlnim pe fiecare dintre noi cu Tine. Am vrea, Doamne, ca Tu să Te descoperi prin cuvântul Tău, Tu să Te descoperi prin adevărul Tău, prin prezența Duhului Tău cel Sfânt. Avem nevoie de cuvântul Tău, avem nevoie de Tine, pentru că în Tine este viața. De aceea Te rugăm pe fiecare dintre noi în ziua aceasta, în mod personal, individual, să ne cercetezi. Doamne, avem poate multe dărâmături în viețile noastre care trebuiesc reconstruite. De aceea mă rog, Tu să lucrezi în viața noastră prin Duhul Tău cel Sfânt. Să trezești inimile, să trezești Duhul nostru în ziua aceasta. Doamne, nu vrem să ne jucăm de-a biserica. Vrem să fim și să dovedim lumii întregi că suntem poporul Tău. Nu suntem o glumă, suntem fiii Dumnezeului Celui Preanalt. De aceea mă rog, Doamne, să lucrezi în viața noastră sfințenia Ta, să-Ți arăți puterea Ta prin poporul Tău în aceste vremuri grele și numele Tău, Doamne, să fie înălțat mai presus de orice nume. În numele Domnului Iisus m-am rugat și Îți mulțumesc. Amin. Amin. Vă rog să deschideți împreună cu mine Sfânta Scriptură, Matei, capitolul 5. Dacă duminica trecută ne-am oprit la un verset, duminica aceasta ne vom opri la următorul verset. Matei, capitolul 5, versetul 14. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Amin. Vreau să citim împreună, să ne identificăm cu aceste cuvinte. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Amin. Să venim înaintea Domnului în rugăciune și rog pe fratele Relu Lazar să ne conducă în această rugăciune. Amen, te rugăm. Lucrează, Doamne, în continuare, în viețile noastre, modelează-ne în continuare, te rugăm, după chipul și asemănarea Domnului nostru Iisus Hristos. Te rugăm, Doamne, să ne asculți, te rugăm în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Să ocupați locurile. Pare ca un serviciu de după masă, parcă totul e întunecat afară. Nu, încă e dimineață. Adică, da, mai avem un pic, încă putem spune bună dimineața. Mulțumim Domnului că suntem în locul acesta. A fost o săptămână deosebită, pentru că fiecare zi pe care o avem cu Dumnezeu trebuie să fie o zi deosebită. E adevărat că unele sunt un pic mai speciale decât altele, dar îi mulțumim lui Dumnezeu că a fost și în această săptămână cu fiecare dintre noi și ne-a ajutat să fim în locul acesta. Vă salutăm pe fiecare dintre dumneavoastră în numele Domnului Iisus. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Țin minte că Domnul le spune apostolilor că în orice casă vor intra să
cheme să ureze acolo pacea Domnului și dacă oamenii aceia sunt vrednici, pacea va rămâne peste casa lor. Dacă nu, pacea se va întoarce la ei. Același lucru spun ca binecuvântarea Domnului să se odihnească peste toți cei care sunt vrednici și care o doresc. Pentru că Dumnezeu dorește ca binecuvântarea Lui să fie cunoașterea Lui. Aceasta este cea mai mare binecuvântare, cunoașterea Lui Dumnezeu. Dacă avem un motiv să mulțumim pentru America, nu sunt banii Americii. Cu toate că mulți ne gândim la asta, când ne gândim în primul rând. Cred că este un har pe care îl avem când frați de-ai noștri, frați baptiști, au venit aici în America la muncă, neconvertiți, și s-au întors înapoi în România, nu cu dolari în buzunar atât de mult, cât cu credința pe care au dus-o peste munți și dealuri, cu prețul vieții unei dintre ei. Da, am primit Evanghelia mulți dintre noi din țara aceasta. De aceea să ne rugăm lui Dumnezeu să se îndure de poporul acesta, așa cum s-a îndurat de noi. Am câteva anunțuri bune, vești bune. În 24-26 iulie o să avem Vacation Bible School. Observați, copiii noștri sunt deja în vacanță. Asta este o altfel de vacanță pentru ei. Este un timp mai plăcut pe care îl vom avea în jurul Cuvântului Lui Dumnezeu. Să ne rugăm pentru aceasta, 24-26. Avem această dorință să facem această călătorie împreună în Ohio. Am spus că vom vizita mai multe locuri care dorim să le vedem. Vom merge să vedem pe frații noștri Amish și neapărat drumul nostru va trece pe la Muzeul Creației și apoi ne vom opri la Cleveland. Vom avea o părtășie cu frații și surorile din Cleveland. Dorim să facem lucrul acesta, deci să plecăm în august 15, deci cine mai are de aranjat vacanțele, gândiți-vă la lucrul acesta. Am schimbat data datorită faptului că frații din Cleveland au dorit din toată inima să fie cu noi. Și tinerii lor, o parte dintre ei sunt plecați în misiune în România și au dorit și ne-au rugat să nu mergem la ei când ei nu sunt acasă. Și ne-au promis că vor veni cu noi. Ne-au promis că ne vor însoți unii dintre ei și o să ne ducă la locurile acelea frumoase, să ne bucurăm împreună cu ei. Dacă fratele Traian menționa această nevoie de a fi strânși pe celule mai mici, el a zis-o, nu doar că a zis-o, ci el se ocupă să împartă sau cel puțin să găsească formula potrivită, așa cum am spus, prin care ne vom întâlni, nu știu, 3 sau 4 familii, probabil. Am spus că duminica de după cină nu vom începe astăzi, ci luna viitoare, dacă Domnul ne mai ține în viață, vom începe să avem un timp de rugăciune la început pe familii și o vom face prin rotație. Vom avea grijă ca nimeni să nu se întâlnească cu aceeași familie de 2 ori într-un timp foarte scurt. Deci, pregătiți-vă să vă cunoașteți. Că vreți, că nu vreți. Asta este dorința noastră, să putem să învățăm de la primii creștini lucrurile acestea ca să putem să ne strângem împreună, să avem o relație nu doar de, să spun așa, de categorie socială, ci să avem o relație spirituală. Faptul că vorbim aceeași limbă este un avantaj, dar uneori este și un dezavantaj. De aceea noi vrem să creăm relații care să fie bazate pe Scriptură. Nevoia noastră nu este de a promova cultura românească în America, ci de a promova Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și ne folosim și de cultura noastră. Dar scopul nostru primordial este să îl urmăm pe Domnul Iisus Hristos. Și m-am uitat în Scripturi, m-am uitat la
alți frați și surori care îl caută pe Dumnezeu din toată inima lor. Și am înțeles următorul lucru, că Satan a reușit un mare lucru atunci când a reușit să ne despartă și să ne pună la grup mare, ca să nu reușim să comunicăm așa cum am vrea. Oricât am schimbat noi programele în biserică, nu o să reușim să facem ceea ce doriți. De aceea este nevoie de aceste celule în care scopul primordial să fie legătura frățească. Deci am spus că accentul o să cadă pe rugăciune. O să fie duminica de după cină la ora 6 seara, 6 la 7 și jumătate. Cine vrea să stea mai mult este har sau este dorința lor. Însă vreau să vă rog câteva reguli importante. Ne întâlnim să ne rugăm. Asta e regula numărul 1. A doua, ne întâlnim să ne zidim spiritual, nu să ne hrănim fizic. Mâncați acasă, vă rog. Să nu transformăm din chestia asta un party de altfel. Nu avem nevoie de mai multe party-uri. Cui sete, să-i se dea un pahar cu apă, că Domnul spune că ăsta-i bun, da? Dar vă rog frumos, nu puneți presiune unii pe alții, pentru că eu mă cunosc foarte bine pe mine și vă cunosc și pe dumneavoastră și zic că e mai bine așa. Da? Deci accentul să cadă pe rugăciune. Ne întâlnim să ne rugăm. Ne rugăm pentru biserică, ne rugăm pentru nevoile personale, mijlocim pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Asta este dorința noastră. Dacă o să iasă bine, e meritul nostru a tuturor. Dacă nu o să iasă bine, este falimentul nostru al tuturor. De aceea Domnul să ne dea înțelepciune să facem lucrul acesta pentru slava Lui. Amin? Amin. Mulțumim Domnului că avem și frați musafiri, familia Negruț din Florida. Am întrebat fratele dacă are vreo legătură cu familia Negruț de aici. Coincidență de nume, nu? Că fiica mea care e sub alt nume, fiind căsătorită din familia Domnului, tot în Florida, și am venit aici că ieri a fost căsătoria nepoată. Participat împreună cu alte lucruri. Iar azi ne bucurăm să fim împreună cu dumneavoastră. Domnul să vină, amintesc. Din cuvântul Domnului. Domnul să vină, binecuvânteze și acela. Amin, Domnul să vă binecuvinteze. Salutăm și pe Tania, pe Andrew, aveți și voi musafiri, nu? Mătușa din România. Mătușa din România, Domnul să vă binecuvinteze. Ne bucurăm să fim în ziua aceasta în casa Domnului. Haideți să ne închinăm înaintea Domnului împreună. Facem de obicei, o să le dăm pe Domnul cu cântarea acum să se mulțumesc, pentru că o să citim câteva versete și o să te rog cea să pui și negativul și cuvintele pe scris. La internet. Negativul poți să fie. Thank you.
versetul din Ieremia 29. Urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie și rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei. Amin. O să onorăm pe Domnul cu darurile de bunăvoie, o să cântăm o piesă instrumentală la pian și la instrumente. În timpul acesta o să rog pe fratele Nuș și pe fratele Traian să adune darurile de bunăvoie, iar după aceea o să ne ridicăm picioare și o să rog un cetățean american să ceară binecuvântarea Domnului peste țară și să se roage pentru nevoile care sunt. Deci prima dată adunăm colecta și după aceea o să ne rugăm de data asta. Venim în fața Ta ca și Creator, ca Dumnezeu atotputernic, Tatăl nostru. Venim să-Ți mulțumim, Doamne, pentru binecuvântarea care o avem în această țară. De a putea să ne închinăm în fața Ta, Doamne, în libertate, putem, Doamne, să gustăm din bunătățile acestei țări. Dorim din toată inima, Doamne, ca în continuare fața Ta să fie îndreptată peste noi, peste țara aceasta. Să ne ajuți, Doamne, să trăim viețile noastre frumos în fața Ta. Binecuvântează conducătorii acestei țări, Doamne, oamenii care i-ai pus, Doamne, în legile acestei țări. Te rog frumos, Doamne, să le dai înțelepciune, Doamne, ca tot ceea ce fac să fie făcut după voia Ta, Doamne. Te rog frumos să ne binecuvintezi pe fiecare și să ne ajuți, Doamne, ca numele de credincioși, Doamne, să-L purtăm cu mândrie, Doamne, cu bucurie în fiecare zi, să putem să arătăm și celorlalți, Doamne, dragostea Ta care a avut-o față de noi, să putem, Doamne, să trăim în pace și în liniște cu toți. Binecuvintează biserica aceasta, binecuvintează, Doamne, conducătorii bisericii, Doamne. Ajută-ne ca, așa cum am învățat și astăzi, toți uniți în dragostea Ta,
să putem să te urmăm cu credincioșie până la capătul vieții noastre. Mulțumim în numele Domnului Iisus pentru toate. Amin. Amin. Îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a desprăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, căci Iisus Hristos este Domnul. Amin.
Voi sunteți lumina lumii. Cred că am putea să vorbim despre cuvintele acestea o viață întreagă. Nu știu dacă înțelegem cât de importantă este această afirmație. Domnul Iisus Hristos rostește aceste cuvinte unor oameni simpli, unor oameni care nu făceau parte din categoria preoților și nici măcar din categoria filozofilor. Domnul Iisus nu-i spune lui Platon, Aristotel sau Socrate, voi sunteți lumina lumii. Cu toate că lumea astăzi se întoarce la aceste idei pe care Antichitatea le-a avut, redescoperă de multe ori aceste surse de lumină. Și observăm că cu cât societatea este mai luminată, cu atât trăiește într-un întuneric mai mare. Cu cât cunoașterea, oamenii de multe ori fac această paralelă între lumină și cunoaștere și spun că cu cât ești un om cu mai multă știință, cu atât ești mai luminat. Well, se pare că lucrul acesta este adevărat doar cu privire la informații de altă natură decât cele morale. Pentru că se pare că cu cât mai tare lumina lumii crește, cu atât crește imoralitatea. De aceea Domnul Iisus nu spune lumii întregi, nu spune oamenilor cu PhD, nu spune celor care sunt filozofi sau oameni de carieră, nu le spune lor, voi sunteți lumina lumii. Ba mai mult decât atât, Domnul Iisus Hristos spune următorul lucru, că înțelepciunea înțelepților este o nebunie înaintea Lui. Și că a ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și le-a descoperit cui? Pruncilor. Deci există o foarte mare diferență între definirea a ce înseamnă lumină de către lume și de către Dumnezeu. De aceea Domnul Iisus Hristos face această afirmație și se referă nu doar la cei care l-au ascultat în ziua aceea, ci se referă la toți aceia care îl cunosc și în zilele acestea și spune, voi sunteți lumina lumii. Noi ne place foarte mult să ne punem pe noi în locul acesta și să spunem, noi suntem lumina lumii. Și lucrul acesta este adevărat doar dacă se împlinește o condiție. Și condiția este următoarea. Să avem adevărata lumină în viață. Cuvântul ne spune, prin lumina ta vedem lumina. Domnul Iisus Hristos se prezintă și spune, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric. Practic, un creștin care vrea să lumineze de la sine nu este decât o încercare patetică de a reflecta adevărata lumină care va fi înfrântă foarte repede de ceea ce se întâmplă în jurul lui. De aceea noi nu putem să fim definiți ca lumina lumii decât în contextul în care cu adevărat suntem ai Domnului Iisus. Aud mereu spunându-se, trebuie să fim lumină. Fals. Trebuie să fie lumină cei care sunt în întuneric. Sunt lumină toți aceia care sunt ai Domnului. Nu-L ai pe Iisus Hristos în inimă, nu ești lumină. Nu-L cunoaștem pe Domnul Iisus cu adevărat, nu suntem lumină. Domnul nu a spus lucrul acesta ca și o idee care trebuie să devină o realitate în viața noastră, ci a enunțat lucrul acesta ca o realitate în viața celor care îl cunosc pe El. Și am văzut în predica de pe munte că nu poți să ai aceste calități din fericiri decât dacă îl cunoști pe Domnul Iisus Hristos în mod personal. De aceea vreau să vă spun că toți aceia care nu sunt lumină, nu sunt ai Domnului. Nu v-a speriat, așa-i? Sper să vă speriați. Așa de serioase sunt lucrurile. Spunea fratele Niculiță Moldoveanu că sarea este alcătuită din doi componenți chimici care sunt o travă separați. Și așa creștinii care spun că sunt creștini, dacă nu îndeplinesc aceste calități, sunt o travă pentru societate.
Și mai mult decât atât, spune Domnul Iisus că sarea aceea nu-i bună la nimic decât să fie călcată în picioare. De fapt, nu poate fi folosită la nimic altceva decât să paveze drumuri sau cărări. Voi sunteți lumina lumii, nu cei iluminați, nu cei înțelepți din lumea aceasta, ci cei care îl cunosc pe Iisus Hristos, care au adevărata lumină în viața lor. Asta este calitatea pe care trebuie să o ai ca să poți să fii lumină. Vă dați seama ce onoare pentru un om ca și noi, un om obișnuit ca și noi, Domnul Iisus, care se prezintă ca fiind lumina lumii, să ne spună nouă că avem aceeași calitate pe care o are El. Termenul grecesc de aici nu este un termen de lună. Asta nu înseamnă că noi reflectăm lumina soarelui. Termenul de lumină din acest pasaj este același termen pe care Domnul Iisus îl folosește cu privire la el. Deci vă dați seama ce onoare ne face Domnul Iisus Hristos să fim mai importanți decât cei mai importanți gânditori din lumea aceasta. Ne gândim la toți marii filozofi și sunt în ultima vreme creștinismul foarte fascinat de ideea asta filozofico-teologică și îi place foarte mult să se joace cu ideile, îi place foarte mult să analizeze. Citeam un comentariu făcut de un tânăr și spunea, zice, astăzi noi împărtășim informație și nu mai primim revelație. Suntem oameni care alergăm mereu și mereu după informație, dar Domnul Iisus Hristos spune că noi deja avem cea mai importantă informație pentru lumea aceasta. Lumină! Nu există nimeni altcineva care poate să fie lumină în lumea aceasta și care trebuie să fie lumina lumii decât cei care sunt ai Domnului Iisus Hristos. Decât cei născuți din nou. Nu este asta o onoare? Ce fac creștinii cu onoarea aceasta? O consideră second hand. De multe ori. Dar să știți că după cum sarea își pierde gustul, tot așa și lumina se poate stinge. Și de multe ori nu este nevoie de mai mult decât de un switch care să fie turn off și să stins lumina. De aceea, mă rog ca Dumnezeu să ne cerceteze în ziua aceasta, este o zi în care stăm înaintea mesei Domnului. Și ne place această idee care o vedem așa de răspândită în lumea aceasta, acestui relativism. Nimic nu-i clar, totul e confuz, totul este așa, 50 Shadows of Grey. Da? Mă bucur că n-ați auzit de cartea asta, am auzit despre ea, n-am citit-o, nu mă interesează. Dar 50 Shadows of Grey, cam asta e viața noastră pe aici. Totul este gri, totul este în nebuloasă din toate punctele de vedere. Dar Domnul Iisus Hristos spune, voi sunteți lumina lumii. Știți ce face lumina? Are o calitate extraordinar de importantă. Scoate la iveală lucrurile ascunse. Nu trebuie să faci nimic altceva. Intri într-o cameră și aprinzi lumina și dintr-o dată vezi tot ce se întâmplă acolo. Așa este? Voi sunteți lumina lumii. Știți ce spune Domnul Iisus? Voi intrați în lumea aceasta și fără să spuneți niciun cuvânt măcar, cei din jurul vostru văd ce-i wrong cu ei. Văd că ceva nu e în regulă. Văd că nu sunt chiar așa cum ar trebui să fie. În Ioan capitolul 3, Domnul Iisus Hristos spune următorul lucru. Și judecata stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Deci, lumina scoate la iveală tot ceea ce nu este după voia lui Dumnezeu în lumea aceasta. Dacă sarea lucrează într-un mod mai subtil, dispare, se contopește cu conținutul, lumina lucrează în mod deschis. Lumina declară
în mod deschis, public, fără să se ascundă ce este rău cu lumea aceasta. Lumina scoate la iveală lucrurile ascunse în întuneric. Ioan capitolul 3 ne spune că lucrurile din întuneric nu sunt lucruri bune. Tot ce se face în întuneric se face rău. Așa spune, că nu vin la lumină ca să nu li se arate ce? Faptele. Fiindcă sunt făcute unde? În întuneric. Suntem chemați de Apostolul Ioan să umblăm în lumină. Să avem părtășie cu Dumnezeu cum? În lumină. Unul dintre motivele pentru care biserica nu poate să fie prietenă cu lumea este acesta. Ori de câte ori biserica este biserică, lumea este deranjată. Nu există ideea asta de a fi prieten cu toți. La un punct sau altul, biserica deranjează. Pentru că lumina deranjează întunericul. Întunericul nu va fi niciodată prietenul luminii. Vă dați seama ce diferență? Vă dați seama ce contrast puternic? În momentul în care nu mai poți să-ți dai seama dacă este lumină sau întuneric. Când am făcut școala de șoferi, m-a avertizat instructorul meu și mi-a spus următorul lucru. Știi care e cea mai periculoasă perioadă în care să conduci mașina? Când farurile nu te ajută și lumina de afară nu este destulă. Este cea mai periculoasă perioadă în care poți să conduci mașina. Pentru că ești în semi-întuneric. Voi sunteți lumina lumii. Este o onoare, dar este o responsabilitate. Și încă una mare. Aceea de a scoate la iveală răul din întuneric. Odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul. Dați-mi voie să vă spun, dacă vi drag întunericul, dacă ni este drag întunericul, suntem dușmani ai luminii. It's as simple as this. Cuvântul lui Dumnezeu nu a fost niciodată confuz. Cuvântul lui Dumnezeu nu a fost niciodată neclar pentru cei care îl cunosc pe Dumnezeu. A fost mereu ascuns de cei care nu știu cine este Dumnezeu. A fost mereu ascuns, a fost mereu o problemă de neînțeles pentru cei care nu au o relație personală cu Dumnezeu. Citeam că un tânăr a făcut o glumă pe Facebook și a spus că se duce și omoară pe nu știu cine și așa dacă nu se întâmplă nu știu ce. S-a trezit cu poliția la ușa lui și l-au arestat. Vreau să vă spun că nu numai prietenii voștri se uită pe Facebook, dragii mei. Nu numai prietenii prietenilor se uită poliția, se uită NSA-ul, se uită angajatorii și se uită Dumnezeu. S-a mutat așa de mult lumea din relația aceasta normală pe care Dumnezeu a vrut să o avem, s-a mutat în lumea aceasta virtuală în care comunicăm tot felul de lucruri. Și vreau să spun, de multe ori am fost surprins să nu văd lumină acolo, să văd întuneric. Voi sunteți lumina lumii. Oriunde ajunge un creștin, el face o diferență. Scoate la iveală tot ce este rău, descoperă ce este rău în lumea aceasta. Și bineînțeles că intrinsec face lucrul acesta arătând ce este bun. Care vine, pentru că orice dar bun și desăvârșit de la cine vine? Cine? Hai, spuneți că zici acolo. Cine? Tatăl luminilor. Deci oriunde ajunge un copil al lui Dumnezeu, el este lumina lumii. Pentru că Tatăl luminilor luminează în omul acesta.
Și Domnul Iisus spune, noi vom veni și vom locui unde? În El. Este o așa onoare pentru noi, pentru creștini, să fim numiți în felul acesta. Niciodată poate nu ne-am gândit că sunt atâția oameni care și-ar dori și trăiesc toată viața lor și trag tare să aibă titlul acesta de lumină a altora. Dar Dumnezeu nu spune că noi suntem lumina familiei noastre. Zice, sunteți lumina cui? Lumii întregi. Știți ce îmi spune mie asta? Îmi spune, frați și surori, că noi avem soluția la problemele lumii. Am devenit atât de timizi și ne este frică să mai spunem că noi avem soluția la problemele lumii. Pentru că ne este frică să condamnăm rău. Și dacă ne este frică să condamnăm rău, înseamnă că am devenit întuneric și am început să iubim întunericul. Și am început să ne identificăm cu întunericul. O cetate așezată pe un munte, spune, nu poate să rămână ascunsă. Un creștin adevărat nu se poate ascunde, frați și surori. Nu este un creștin undercover. Nu există așa ceva. Ori suntem creștini, ori nu suntem. Degeaba încerc să-i spun amvonului acestuia, te rog să devii o masă de biliard. Și vin în fiecare zi și îi repet, trebuie să devii masă de biliard. Trebuie să devii masă de biliard. Dați-mi voie să vă spun că cred că dacă aș face lucrul ăsta de 10 ori, m-ați lua și m-ați duce la Morganton, la veseli. Pentru că a zice că s-a întâmplat ceva cu mine. De multe ori suntem și noi tot așa. Trebuie să fii lumină, trebuie... Cui spunem? Cui putem să spunem lucrul acesta? Cine este al lui Hristos, a primit lumina, trăiește în lumină și dă lumină. Luminează altora. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Frați și surori, este o onoare ca Domnul Iisus Hristos însuși să spună, voi sunteți ca mine pe pământul acesta. Ne-am gândit noi vreodată la lucrul acesta cu toată seriozitatea sau am luat-o doar, you know, it's gonna work out somehow, știi? Ne descurcăm noi, cum negociem cu asta așa, cu cealaltă așa și așa, toate sunt relative în lumea aceasta. Nu, Domnul Iisus Hristos spune, eu nu mai sunt, dar voi sunteți. Și cuvântul creștin de la ce vine? De la ce vine? De la Hristos. Deci, practic, noi suntem cei care îl înlocuim pe Domnul Iisus Hristos pentru lumea aceasta. Voi sunteți lumina lumii. Are Domnul alt plan? N-ar putea el să trimită pe Gavril din nou? Pe Mihail? N-ar putea el să trimită serafimi, arhangeli, care să fie mai buni decât noi? Domnul nu le-a spus lor, ne spune nouă, voi sunteți lumina lumii. O onoare care vine cu o responsabilitate, dar aduce binecuvântare. Ne rugăm pentru America și bine facem. Dar cred că avem de făcut mai mult. Cred că avem de făcut mai mult. Este o cântare frumoasă care spune, lumină în locul unde ești. Cred că este foarte important, frați și surori, să ne gândim la următorul lucru, că toți cei care sunt al lui Hristos sunt lumină. Dar uneori ajungem și noi ca mucul acela care poate fumegă, mai are un pic acolo să vede ceva. Dacă lumina noastră a început să se stingă, cred că este vremea ca lumina noastră să strălucească din nou. Îmi place, mă uit, uneori unele biserici au servicii cu lumânări sau candlelight services, da? Și aș vrea să facem o dată, să închidem totul aici și numai cine vine la biserică să aducă lumină. Și să vedeți că dacă e numai una, se vede un pic așa. Dar când se pun luminile... Și o să vedeți următorul lucru, că dacă e una în colț și una în colțul celălalt și așa, cum luminează lumina mai frumos dacă nu? Împreună.
Voi sunteți lumina lumii. Este o binecuvântare pe care Dumnezeu a revărsat-o peste noi, pentru că vine o răsplată, frați și surori. Toți aceia care împlinesc planul lui Dumnezeu au parte de răsplată. Și știți, răsplata oamenilor este cum este, dar răsplata lui Dumnezeu este ceva extraordinar. Noi nu suntem doar critici a acestei lumi. Noi nu suntem aceia care declarăm judecata doar peste lumea aceasta. Noi suntem oameni care avem soluția. Și vreau să vă spun, cel mai neșcolat creștin are soluția celui mai școlat necreștin la problemele celui mai școlat necreștin. Pentru că nu există decât o singură soluție. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Asta este singura soluție pentru lumea aceasta. Lucrurile nu s-au schimbat. Creștinismul nu a devenit peste noapte o religie de mâna a doua. Creștinismul nu este invenția unui om. Nu este descoperirea pe care cineva a avut-o așa, de nu știu unde, nu știu când. Creștinismul este lucrarea lui Dumnezeu prin Fiul Lui. De aceea suntem noi creștini. Și mă rog ca fiecare dintre noi să realizeze. Și de aceea cuvântul ne învață și ne spune fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Așa că întrebarea de astăzi nu este oare trebuie să fiu lumină sau nu. Întrebarea de astăzi este oare sunt sau nu sunt. Sunt cu adevărat al Domnului sau nu sunt? Înțeleg eu responsabilitatea împreună cu onoarea pe care Dumnezeu mi-a făcut-o? Lumina are o calitate deosebită. Aduce viață. Știți că lumina aduce viață? Uitați-vă la toate plantele acestea din jurul nostru care folosesc lumina soarelui într-un mod așa de ingenios. Lumina aduce viață. Nu doar că vine și condamnă răul, dar lumina aduce viață. Lumina dă călăuzire. Și lumea aceasta are nevoie de direcție. De aceea, din nou mă refer la această cântare așa frumoasă. Lumină în locul unde ești. Și mai vine o provocare. Țin minte că Petrică a făcut-o de aici cu o vreme în urmă. O fac și eu din nou. Frați și surori, lumina nu înseamnă să stăm ascunși undeva, într-o peșteră. Lumina înseamnă să fim, unde? Spune o cetate așezată unde? Pe un munte. Să ne rugăm ca copiii noștri să ajungă oameni mari. Dar oamenii luminii, în locuri înalte. Avem nevoie de politicieni creștini sau nu avem? Avem nevoie de lideri creștini sau nu avem nevoie? Avem. Să ne rugăm ca Dumnezeu să ridice din ei, să facă din ei soldați luptători ai luminii în locuri înalte. Poate că din cauza aceasta există așa o criză în țara aceasta. Nu mai sunt lideri. Ați observat? Este o criză de lideri. Există idei multe. Dar nu mai există lideri. Dumnezeu vrea să fim, frați și surori, nu unii care urmează lumea. Și dacă lumea schimbă moda și spune una, noi repede schimbăm după lume. Dumnezeu vrea să fim cap și nu coadă. Dumnezeu vrea să dăm direcție lumea acesteia și să nu lăsăm lumea să ne direcționeze pe noi. Voi sunteți lumina lumii. În felul acesta, să ne apropiem de masa lui Dumnezeu. În felul acesta, să ne gândim la relația noastră cu Dumnezeu și la relația noastră cu lumea. Am devenit foarte pasivi. Am devenit cu inima moale. Pentru că, frați și surori, am uitat cine suntem. Am uitat cine este Tatăl nostru. De aceea ne strângem să ne reamintim lucrurile acestea. Și fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze.
în ziua aceasta pe fiecare dintre noi. Luați această provocare, să luăm această provocare cu noi. Și oriunde ajungem, să ne amintim cine suntem. Dacă nu suntem așa, să ne cercetăm și să ne întoarcem, să devenim asta. Fie ca Domnul să aibă îndurare de fiecare dintre noi. Amin? Amin. Haideți să ne ridicăm, să citim cuvântul lui Dumnezeu. Matei, capitolul 26, spune așa. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat zicând: beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului cel nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Amin. Împlinind cuvintele Domnului Iisus Hristos, haideți să venim înaintea Domnului în rugăciune și să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste această pâine. Rog pe fratele Ionuc să ne conducă în această rugăciune. Doamne, slăvit să fie numele Tău! Mulțumim că cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, Doamne. Mulțumim că astăzi putem să sărbătorim moartea și învierea Lui, Doamne. Îți mulțumim pentru aceste azimi, Doamne. Te rugăm să le sfințești și pe toți care întind mâna, Doamne. Te rugăm, Doamne, să ne dai să fim lumină, Doamne, în lumea aceasta. Îți mulțumim pentru Domnul Iisus care s-a întrupat și ne-a dat lumina Lui, Doamne. Mulțumim pentru toți și vrem, Doamne, ca să fie binecuvântarea Ta peste noi. În numele Domnului Iisus mă rog. Amin. Amin. Toți aceia care îl cunosc pe Domnul Iisus în mod personal, care sunt lumina lumii, se pot apropia de masa Domnului. Toți aceia care nu au o relație cu Domnul Iisus așa cum El așteaptă, cum El dorește, mă rog ca Dumnezeu să ne cerceteze în ziua aceasta. Și fie ca prezența Lui să ne transforme viața, să ne schimbe. Să stăm înaintea Domnului într-un duh de rugăciune.
De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui, pedeapsa lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Luați, mâncați, a zis Domnul Iisus. A luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat ucenicilor săi. Să venim înaintea lui Dumnezeu cu mulțumire pentru paharul acesta și fratele Traian să ne conducă în această rugăciune. Sfântul nostru Dumnezeu, te rugăm numele Tău, ești mare și bun îngrător în jos. Ai dat pe Fiul Tău în locul fiecare dintre noi. Doamne, mi-a născut și plătit prețul pentru păcatele noastre. Mulțumim pentru dragostea Lui, care a venit și s-a jertit pentru noi. Doamne, te laudăm că ești Sfânt și așa vrem să fim și noi. Și te rog în fiecare din noi să faci lucrarea Duhului Tău cel Sfânt. Amin. Ca să fim unii, să fim sare, Doamne. Să fim o mărturie în viața asta. Iată, în ce nu-ți place viața noastră. Curățește-ne, Doamne, și pregătiți-ne să fim mai tăi. Primește-ne pe fiecare, Doamne. Întărește pe cei slabi. Încurajează pe cei descurajați, Doamne. Vindecă pe cei bolnavi. Liberează pe cei apăsați, Doamne, și fă lucrarea în poporul Tău. Mulțumim pentru Sfântul Domnului Iisus Hristos, că putem să stăm acum înaintea Sfântului Tău, Doamne. Te rog să binecuvântezi inima acestea, Doamne. Așa cum intră în noi, Doamne, să intre puterea ca în noi, Doamne, să ne curățească și să ne folosească până când împărăția Ta va veni în slavă împreună cu Fiul Tău. Du-ne bine și Lui mulțumim. Slavă Ție, Doamne. Amin. Ceea ce ni se vestise. Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile, și înfățișarea Lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții, ca niște oi, fiecare își vedea de drumul Lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră, a tuturor. Când a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care o duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine dintre cei de pe vremea Lui
a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu. Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nici o nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar, după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Beți toți din el. Amin. Amin. Să ocupăm locurile. Să ne închinăm, Domnule, și cu dale noastre bunăvoie pentru cei săraci, așa cum obișnuim la fiecare întâlnire noastră la masa Domnului. Sfânt e legământul care l-am încheiat prin prea iubitul nostru Iisus, e tare și pe veac. Rezultatul unui studiu care s-a făcut și spunea ceva de genul că persoanele disciplinate sunt mai fericite. Deci, dacă știm să fim disciplinați în viață, suntem mai fericiți decât cei care sunt nedisciplinați sau indisciplinați. Ne rugăm ca Domnul să ne dea înțelepciune, să trăim în învățătura Lui. Haideți să ne ridicăm în ziua aceasta, să mulțumim împreună lui Dumnezeu și am ceva ce Domnul mi-a pus pe inimă. După ce ne vom ruga, știți, nu vom pleca acasă, ne vom întâlni în spate, vom avea părtășie împreună cu frații și surorile. Aș vrea ca Dumnezeu să fie bucuria noastră și acolo și mâncarea să fie doar un, să spun așa, poate detaliu mărunt în toată această
întâlnire și bucuria de a fi ai Domnului să fie aceea care să ne țină și această onoare pe care El ne-a făcut-o de a fi copii ai Lui. Însă știm că tot ce vine din partea lui Dumnezeu este bun și mulțumim Lui că El este credincios și ne dă pâinea cea de toate zilele. După ce ne vom ruga și vom merge să participăm împreună și la acest timp de agapă sau de masă frățească, eu o să mai rămân aici un pic. Dacă cineva are o dorință să ne rugăm pentru ceva deosebit sau vrea să ceară ajutor în rugăciune sau are nevoie de să facă o confesiune înaintea lui Dumnezeu și are nevoie de cineva să-l susțină, eu o să stau aici și să vă aștept. Pâinea mea este alta decât pâinea trupului. Am dorința să pot să înțeleg ce Dumnezeu vrea pentru noi și pentru mine în mod special. De aceea, dacă aveți pe inimă, nu vă sfiiți, nu mi-este foame. Vă aștept să stăm de vorbă sau să ne rugăm împreună. Vreau să cerem binecuvântarea peste părtășia care va urma, peste darurile de mâncare și vreau să rog pe fratele Nelu Costea să facă lucrul acesta. Doamne, te slăvim pentru binecuvântarea pe care am avut-o în părtășie la masă ta. Mulțumim, Doamne! Mulțumim pentru apropierea pe care am simțit-o de tine și mulțumim, Doamne, pentru atmosfera care a fost creată de Duhul Tău cel Sfânt. Slavă ție, Doamne! Rugăm, Doamne, să lași ca inimile noastre să fie atinse și schimbate de cuvântul Tău. Amin. Totdeauna când ne aducem aminte de jertfa, de ceea ce te-a costat pentru mântuirea noastră. Dorim, Doamne, ca acea binecuvântare să o experimentăm și în părtășia noastră în jurul mesei. Da, Doamne. Mulțumim pentru mâncarea pe care ne-o dai, te rugăm, Doamne, să binecuvântezi pentru trupurile noastre, pentru viețile noastre la cele tale și te rog să binecuvântezi pe fiecare care a contribuit la acest lucru. Te rugăm, Doamne, de unde s-a luat și fie ca numele Tău slăvit să fie în jurul nostru, în jurul Iisusului noastră și în această după masă. Pentru toate te slăvim și îți mulțumim în numele Duhului Tău. Și Harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și împărtășirea Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi cu toți de acum și până în veci. Amin.